Decizia noastră, așa cum știți, a fost să schimbăm toată magistrala de transport și este o lucrare amplă. În final vom schimba întreaga magistrală de transport a agentului termic apă supraîncălzită care pleacă de la CET și ajunge în punctele termice. Prin POI Maxa 71 pe programul 2014-2020 cu extensie 3 ani, numai că acolo granturile, programele erau de 20 de milioane, ori noi aveam nevoie de 50 de milioane. Deci am făcut eforturi și lobby ca să ni se accepte 3 proiecte, unul de 20 de milioane, altul de 20 și încă unul de 10. De-aia am împărțit în 3 etape. Etapa 1, 20 de milioane, etapa 2, 20 de milioane și etapa 3, 10 milioane. Fiecare etapă însemnând proiect, însemnând licitații pentru execuție, deci lucrurile din punct de vedere organizatoric și procedural au fost destul de complicate, dar așa cum spun alții care se pricep, ne-am mișcat destul de repede. Știm că producem disconfort cetățenilor, dar nu avem altă soluție, trebuie să le schimbăm. Pentru că schimbarea lor va duce la micșorarea pierderilor, care, cum spuneam, sunt mari, și bineînțeles la micșorarea prețului giracaloric. În contextul în care Bulevardul Lăpușnanu se va moderniza, în sensul în care se va depoperta, asfalta, trotuarele vor fi făcute. Ce se întâmpla dacă noi nu începeam și nu mergeam destul de repede cu proiectul acesta de schimbare a rețelelor termice, care a însemnat efort, timp, bani, de ce nu? Întrebarea retorică, pentru că răspunsul știe toată lumea. Ar fi însemnat ca să recondiționăm bulevardul, iar sistemul termic de încălzire centralizată să nu mai poată fi modernizat. Practic, tot sacetul acesta se punea pe buturi, se închidea. Aici e un bypass. Da, un bypass, poate. Îl scoate și după aia l-am remontat pe la noi. Da, se montează cele noi, iar acestea au fost stabilite să le comercializăm. Este îmbătrânit oțelul, este stresat, are multă depunere de calamină. Da, asta e altă stăpânită. Și asta a fost la transmisiunea. Asta e dezafectatul de aici. Asta e dezafectatul de aici.